Așa cum s-a discutat anii anteriori și la începutul acestui an, ne-am focusat pe dotarea din punct de vedere al aparaturii medicale a Spitalului Municipal, astfel că am reușit și ne declarăm mai mult decât mulțumiți de achiziționarea unei game extrem de variate de aparatură medicală. S-au achiziționat două ecografe extrem de performante, s-a achiziționat de asemenea pentru blocul operator un sterilizator cu plasmă care reprezintă standardul în momentul de față în ceea ce privește sterilizarea instrumentarului chirurgical, o masă de operație extrem de performantă, o lampă pentru blocul operator, s-a reușit dotarea secției de terapie intensivă, în sensul că anul 2020 l-am început cu 3 ventilatoare și reușim să îl încheiem cu 9 ventilatoare, ceea ce reprezintă un aspect extrem de important. De asemenea, s-au achiziționat tot pentru terapia intensivă 10 monitoare de înaltă performanță, în așa fel încât ajutăm, zic eu, extrem de substanțial activitatea de pe secția de terapie intensivă odată cu achiziționarea acestei aparaturi foarte importante. S-au mai achiziționat un holter EKG, un cardiotocograf și altă aparatură pe secțiile spitalului, în așa fel încât eu consider că anul acesta a fost un an extrem de fructuos, dacă vreți, din punct de vedere al dotării Spitalului Municipal. Din punct de vedere hotelier, ajungând niște parametri mai mult decât satisfăcători în ceea ce privește tot ceea ce înseamnă confort hotelier al Spitalului Municipal, ne-am orientat anul acesta și cu sprijinul, fără de care bineînțeles că nu am fi reușit, al Consiliului Local, al Primăriei Turda și al Consiliului Județean, a fost posibilă achiziționarea acestei aparaturi, care este de foarte mare ajutor în ceea ce privește creșterea calității actului medical. Așa că pe lângă confortul hotelier, care este la niște standarde în momentul de față comparabile cu cele din Cluj-Napoca, ne-am orientat anul acesta și am reușit, din punct de vedere al dotării spitalului, să facem niște pași extrem de importanți. Țin să mulțumesc încă o dată pentru sprijinul financiar, pentru toată susținerea care am primit-o și pe care o primim în continuare, în primul rând din partea Consiliului Local și a Primăriei Turda, domnului primar Cristian Matei, în mod special, care este alături de noi, a fost tot timpul și este tot timpul alături de Spitalul Municipal, și de asemenea Consiliului Județean, merită subliniat și acest lucru, pentru că este prima dată, deci este o premieră și din acest punct de vedere, când Consiliul Județean Cluj sprijină Spitalul Municipal în ceea ce privește achiziționarea aparaturii. Dorim tuturor turdenilor un an, să sperăm 2021, mult mai liniștit, cu multă sănătate și cu împliniri pe toate planurile. La mulți ani!